Bine v-am regăsit, stimați telespectatori, la un nou pașaport cultural, aici la Alba Carolina TV. De data aceasta vom vorbi câteva minute despre un profesor și un istoric al Transilvaniei și al Banatului, un profesor și un istoric de la cărei trecere în lumea celor drepți, mâine, 19 iunie, se împlinesc 5 ani. Este vorba despre profesorul, istoricul Nicolae Bocșan, profesor, rector, prorector al Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca. Alături de mine, pe drumul pe care am pornit, îmi va sta bunul meu prieten și coleg, domnul cercetător științific Mircea Gheorghe Abrudan, de la Institutul de Istorie George Barițiu al Academiei Române. Bine te-am regăsit, Mircea. Bine te-am regăsit și eu pe tine, Mihai, dragă, și pe toți cei care ne urmăresc astăzi. De data aceasta vom vorbi despre dragul nostru profesor, domnul Nicolae Bocșan. Te-am chemat alături de mine pentru că amândoi am avut ocazia să lucrăm alături de domnul profesor Nicolae Bocșan, an buni. Amândoi am avut ocazia să-l cunoaștem destul de bine, zic eu. Am avut ocazia să îi cunoaștem îndeaproape opera, activitatea profesională, dar și câteva pasaje din viața sa personală. Înainte de a merge mai departe, aș vrea să spun câteva cuvinte despre invitatul nostru. Noi l-am prezentat și cu ocazia primei emisiuni realizate împreună. Telespectatorii noștri știu faptul că Mircea Gheorghe Abrudan este istoric și teolog, doctor în istorie și doctorand în teologie, cercetător în cadrul Institutului de Istorie George Barițiu al Academiei Române, filiala Cluj, și membru al Institutului de Istorie Ecleziastică Nicolae Bocșan din Cluj-Napoca. Mircea Abrudan este un cercetător preocupat de istoria premodernă și modernă a Transilvaniei, de istoria Imperiului Habsburgic în secolele 18-19, de istoria Bisericii Românești din Transilvania și Banat pe parcursul secolelor 18-19, de istoria Primului Război Mondial, de istoria comunității germane a Transilvaniei și așa mai departe. Toate aceste teme de cercetare au fost expuse în studiile, articolele și volumele care au văzut lumina tiparului până în momentul de față. Data trecută, când am povestit cu Mircea, am prezentat o serie de volume care îi poartă semnătura. Însă de atunci, Mircea a înmânat spre tipar câteva volume dedicate unor personalități ale vieții culturale, ecleziastice, mai mult sau mai puțin contemporane. Și aici mă refer la un volum dedicat preotului martir Aurel Muntean și cel mai recent volum dedicat profesorul Nicolae Bocșan și părintelui academician Mircea Păcurare. Un volum, de fapt o antologie de invitații la lectură dedicată memoriei celor doi mari istorici ai României. Așa cum am spus, Mircea, noi am avut ocazia să lucrăm îndeaproape de dragul nostru profesor Nicolae Bocșan. L-am cunoscut, i-am cunoscut frământările și, pentru început, înainte de a discuta elementele de detaliu, te-aș ruga pentru telespectatorii noștri să creionezi în câteva cuvinte un mic portret biobibliografic al domnului profesor. Mulțumesc, Mihai, pentru prezentare, pentru invitație și pentru faptul că te-ai gândit ca, uite, în această zi, când ne aflăm practic în antecamera, în ajunul sărbătorii Rusalilor, când în tradiția românească știm cu toții se sărbătoresc moșii de vară, deci se face pomenirea celor adormiți, tu te-ai gândit să dedici emisiunea pe care o patronezi, să spunem așa, memoriei domnului profesor Nicolae Bocșan.
Mie îmi face plăcere să vorbesc despre domnia sa, cu toate că uneori mi-e dor de dânsul și cred că tuturor celor care l-au cunoscut le este dor de dânsul, însă avem înghierea de a putea deschide o carte pe care dânsul a scris-o și a putea să ne împărtășim din câteva idei pe care le-a șternut pe hârtie și care vor rămâne pentru totdeauna scrise în multele publicații ale domniei sale. Profesorul Bocșan s-a născut în Banatul de Munte în 1947, în septembrie, în orașul Bocșa, unde a studiat din școala primară până la liceu, apoi s-a îndreptat spre capitala culturală a Transilvaniei, unde a studiat la Facultatea de Istorie și Filozofie a Universității Babeș-Bolyai. Așa cum au văzut și cei ce ne urmăresc, domnul profesor a fost legat pentru toată viața de spațiul bănățean, de prietenii domniei sale din zona respectivă. Și a dedicat o foarte mare parte a lucrărilor, a cercetărilor domniei sale trecutului, istoriei Banatului, a bănățenilor, în mod special a românilor din Banat și a culturii românești din Banat, a bisericii ortodoxe române din Banat, venind până la ultimele apariții, ultimele lucrări ale domniei sale, cele dedicate memorialisticii bănățene a primului război mondial. Profesorul a activat la Facultatea de Istorie și Filozofie aproape 40 de ani, din 1977 până în 2015, când s-a pensionat, urcând treptat pe toate pozițiile universitare, de la asistent, lector, conferențiar, profesor universitar, coordonator de doctorate. Înainte lucrase însă 7 ani de zile la Biblioteca Centrală Universitară, deci a fost legat, aș putea să spun, de aceste două instituții culturale fundamentale ale Clujului, anume Biblioteca Universitară și Alma Mater Napocensis, Universitatea Babeș-Bolyai. Dânsul s-a afirmat ca istoric al modernității transilvanene, bănățene, istoric al bisericii, istoric al Revoluției de la 1848, istoric al, în ultima parte a vieții, restitutor al corespondenței mitropolitului Andrei Șaguna. A fost o personalitate la care a ținut foarte, foarte mult. I s-au și recunoscut meritele fiind ales și fiind distins cu diferite premii, medalii, titluri academice emise de instituții de profil din România, din Austria, din Franța. Dincolo de acestea, sau poate să zic în esență până la urmă, aș vrea să spun totuși că profesorul, pe lângă faptul că a fost un magistru real, vezi ce ne leagă pe noi și pe foarte mulți alți colegi de-ai noștri de dânsul, e faptul că a știut să cultive acest profil al profesorului de magistru, de a crea discipoli, de a întreține o relație nu doar profesională cu emulii săi, ci și personală. Unora le-a fost nași de cununie, s-a raportat întotdeauna cu multă în mod firesc la ceilalți, nu ne-a privit de sus, întotdeauna ușa lui era deschisă la rectorat. Mi-aduc aminte, eu l-am prins și ca rector al Universității Babeș-Bolyai între 2004-2008, deci a avut o agendă foarte încărcată și atunci mi-aduc aminte de câteva ori am fost pe la rectorat pentru că lucram la teza de licență pe care mi-a coordonat-o domnia sa cu domnul profesor universitar dr. Rudolf Greff. Și l-am căutat la rectorat. Întotdeauna era disponibil. La fel, după ce i s-a terminat mandatul, a fost prorector o vreme până în 2012, după aceea s-a mai eliberat de aceste chestiuni administrative. Deci el a fost legat în mod ființial, aș spune, de universitate, de cercetare, de administrație, care știm cu toții, cred, cel puțin că intuim cei ce nu am activat în aceste domenii, că foarte mult timp îți ia administrația. Ce m-a mirat la un moment dat la domnul profesor, mi-aduc aminte că am fost la o conferință împreună la Graz,
Am călătorit cu mașina, deci de la Cluj până la Graz am făcut, nu mai știu, vreo 13 ore. Și când am ajuns acolo, domnul profesor a făcut un duș, mi-aduc aminte că ne-am văzut la cină și mi-a spus că trebuie, mai are ceva de lucru, de lucrat, de scris. Și m-am mirat, am zis, după o zi întreagă pe mașină, oboseală, era vară, se putea pune la lucru. Deci ideea este că avea o capacitate de muncă extraordinară, dar dincolo de acestea, până la urmă vreau să ajung aici și iată m-am întins poate prea mult, dânsul rămâne în inimile noastre, până la urmă ale celor care l-am cunoscut, nu numai ca istoric, ca dascăl, ci rămâne ca om. Și cred că de aici avem toți de învățat, că până la urmă de ce e important să evocăm pe profesorii noștri și pe oamenii care ne-au făcut bine, pe oamenii cu care ne-am întâlnit de-a lungul vieții și au jucat un rol important în devenirea noastră intelectuală. Pentru că reprezintă sau pot reprezenta un model de urmat. Ori profesorul Bocșan este un model de cărturar, de cercetător, de istoric, adevărat, care face apel la surse, care cunoaște bine bibliografia temei. Mi-aduc aminte că am fost la câteva conferințe cu dânsul, studențești, ale masteranzilor, ale doctoranzilor, și tu ai participat la unele. Totdeauna, aproape la fiecare comunicare, avea o sugestie, un sfat bibliografic. Deci avea o minte enciclopedică, într-o anumită măsură, și aceasta și-a format-o, în decursul timpului mi-am dat seama de acest aspect, și-a format-o în anii de muncă la Biblioteca Centrală Universitară, Lucian Blaga din Cluj-Napoca. Și la faptul că a lucrat la o serie de bibliografii istorice ale României, la Enciclopedia Istoriografiei Românești, coordonată de Ștefan Ștefănescu în anii 70. Dar, dincolo de toate acestea, deci reper ca profesor, ca magistru, ca istoric, este omul, până la urmă. Omul care sau a cărui ușă de apartament la propriu a fost deschisă mai tinerilor colaboratori, discipoli, ucenici, celor care au venit din alte părți la Cluj și au început cariera universitară sau s-au înscris la doctorat sub coordonarea domniei sale și n-au avut unde trage, mai ales în anii 90, când știm că țara noastră a trecut printr-o tranziție destul de greoaie și îndelungată. Și au tras la profesorul Bocșan în cartierul Grigorescu pe strada Dona din Cluj-Napoca. M-a impresionat, eu nu știu asta de la dânsul, am aflat după plecarea lui dintre noi, de la oameni care au dormit la domnia sa acasă, cărora le-a pus o felie de pâine și un pahar de apă în față și le-a dat un pat unde s-a putut odihni o zi, două, trei, chiar câteva săptămâni. Ceea ce consider că este extraordinar și denotă până la urmă un bună creștere, vezi, o înțelepciune, o educație pe care a primit-o în familie și o omenie. Noi avem în limba română acest cuvânt extraordinar. A fost un om de omenie, Mihai. Cred că eu așa îl rețin și așa mulți ne-am lipit de domnia sa. Că era un om de omenie, un om cu o inimă de aur, cu o inimă mare, cu o inimă în care puteau să încapă toți. Într-adevăr, un om deosebit, un om care a știut să-și apropie alți oameni și care a știut să apropie oameni. Pentru că de ce să nu recunoaștem acest lucru? Prietenia noastră, într-o măsură covârșitoare, îi se datorează și domnului profesor. Pentru că de multe ori ne vedea povestind pe holurile institutului sau pe holurile facultății și adesea ne chema în birou, ne punea să ne prezentăm proiectele de cercetare unul în fața celuilalt și prin aceste discuții am legat această prietenie care durează, iată, de, cred că aproape 10 ani. Da, vezi ce mult. Atunci nu ne-am dat. Eu mărturisesc că nu mi-am dat seama de ce înseamnă să renunți la ale tale și să-ți faci timp pentru ceilalți, nu? Când lucrezi la un text, îl concepi, îl scrii, ești concentrat, ești focusat asupra respectivei teme. Văd acum că, având copii mici, câteodată dau năvală peste mine și îți fug ideile și nu mai știu unde ai rămas. Ori asta m-a impresionat la domnul profesor. Îmi dau seama acum, cu mintea de acum. Când bătai la ușă, ți-a dus și tu aminte la birou de pe Napoca,
Sau eu mi-aduc aminte și la rectorat și niciodată nu spunea că nu are timp sau că revină peste 5 minute. Dacă vorbea la telefon, așteptam până încheia discuția, dar de regulă citea sau scria sau făcea. Tot timpul avea un vraf de cărți, avea multe documente, deci avea un șantier de lucru. Ori disponibilitatea dânsului de a comunica, de a discuta, faptul că nu te trata de sus, cu toate că nu știai că duce în spate funcții, nu? Sau a îmbrăcat, cum zic nemții, îmi place această expresie din limba germană, că a îmbrăcat o anumită funcție publică o perioadă determinată de timp. Dânsul nu s-a schimbat ca om. Eu asta am aflat de la colegi de-ai noștri, de la profesori de-ai noștri, unora dintre ei a fost și domnia sa profesor, care l-au cunoscut din tinerețe. Sau l-au cunoscut, au avut o experiență, un contact cu dânsul mai pe mult mai mulți ani decât noi. Și toți vorbesc despre acest fapt, că era un om de omenie, că era dispus să te asculte, să-ți dea un sfat și că era un om mărinimos. Exact. Și Și îmi care nu place te să. trata de sus, care n-avea orgolii. Și de la câțiva am aflat niște detalii mult mai adânci despre profilul, ea spune, profund creștin al acestui om, și anume faptul că nu a atacat pe nimeni și n-a ripostat la atacuri cu alte atacuri, ci s-a lăsat de multe ori călcat în picioare pe nedrept. Dar pentru a menține pacea, pentru a nu tulbura și mai tare apele, nu a ripostat. Lucrul acesta, să știi că m-a impresionat foarte mult. Deci, concret, știu câteva contexte, câteva cazuri în care profesorul efectiv s-a lăsat călcat în picioare de alții și nu a ripostat ca să fie pace. S-a făcut el punte ca alții să poată trece peste el, peste un necaz, peste o apă, peste o încercare. Un lucru care m-a impresionat profund și care, repet, arată conștiința profundă a lui ca om și creștinească și românească până la urmă. Adică acea educație sănătoasă pe care a primit-o de la părinții săi. Și poate și datorită faptului că domnia s-a conștientizat că timpul pe care l-ar fi alocat acestor mici certuri, mici bârfe ar fi, ar putea, ar, și-a putut fi folosit mai cu folos în domeniul cercetării. Ai pomenit acele întâlniri ale noastre cu domnul profesor. Îmi place să cred că prin acele întâlniri domnul profesor a încercat și, cred că a și reușit, cred că ești de acord cu mine, să ne capaciteze, pentru că de fiecare dată, ori mergeam noi la el, ori ne chema domnia sa în birou, de fiecare dată ne întreba ce am mai lucrat, ce am mai descoperit, ce document am transcris și, vrând nevrând, pentru că întâlnirile noastre erau aproape zilnice, trebuia să stăm în bibliotecă, să citim sau să mergem în arhive pentru ca a doua zi să îi aducem profesorului ceva nou pe masă ca să putem discuta pe marginea acelui ceva. Deci, cred că a fost și o formă de capacitare a elevilor și studenților domniei sale. Absolut. Ce spui tu mi-aduce aminte, până la urmă, de o moștenire foarte importantă a profesorului, pe care puțini istorici, suntem acum, vorbim de un istoric, dar nu doar istorici, cercetători, să le spunem, oameni de litere, oameni de cultură, din diverse domenii, sunt capabili să o lase în urma lor, și anume o școală. Corect. Deci profesorul a lăsat în urma sa o școală, am spune noi astăzi, un institut de cercetare care îi poartă numele, Institut de Istorie Ecleziastică Nicolae Bocșan, pentru că domnia sa după 1990 a patronat în calitate de coordonator de teze de doctorat o serie de cercetări restitutive ale istoriei celor două biserici românești din Transilvania. Însă asta a creat el, o școală efectivă, o școală istorică, la Cluj, prin emulii săi, prin discipolii săi, între care, din mila lui Dumnezeu, ne numărăm și noi și e o cinste, o onoare, o bucurie să facem parte din această școală, alături de mulți alți colegi ai noștri care sunt răspirați în toate, cred că toate bibliotecile, universitățile, muzeele, arhivele din județele Transilvaniei și Banatului și chiar și dincolo de munți.
pentru că dânsul a întreținut relații de prietenie cu Iașu, cu profesori de la Iași, cu profesori de la București, din alte părți, a avut doctoranți și de acolo. Dar faptul că a lăsat o școală a trasat niște linii de cercetare și a format în jurul său echipe care duc mai departe liniile, în general, să zicem în mare, liniile de cercetare pe care domnia sa le-a pus la îndemână sau i-a invitat cumva, că mă gândesc acum la mine, mi-a propus o anumită temă, un anumit subiect de cercetare. La licență și după aceea l-am continuat până la doctorat. Așa s-a întâmplat în cazul multora. Și faptul că a știut să creeze în jurul său această școală, la zilele domniei sale de naștere, mi-aduc aminte cu multă plăcere că ne întâlneam pe Napoca 11 la o pizza și la un par de vin. Erau extraordinare. Și desigur la toate conferințele unde participa cu mare plăcere. Mergea cu foarte mare plăcere la conferințe, moderat, dea sfaturi, se comporta foarte frumos. Eu mi-aduc aminte de o asemenea conferință la care mi-a tras atenția să nu răbufnesc, că m-a văzut că fierb. Era o tematică de istorie bisericească și respectivul coleg un pic bătuse câmpii și m-a văzut așa, stăteam unul lângă celălalt și mi-a zis, lasă-mă în pace, nu interveni sau îi spui în pauză dacă consider că așa și așa. Deci era un spirit irenic. Și cred că așa a reușit să, apropo de oameni, nu? Că a construit relații interumane. E foarte greu, și tu acum lucrezi, îți desfășori activitatea cu copii, dar înainte ai fost la Casa de Cultură, vezi, e foarte greu până la urmă să stabilești relații cordiale într-o comunitate cu diverse persoane. Ei, lucrul acesta cred că este un merit de căpătăi al profesorului. Cumva ai atins și următorul subiect de discuție pe care aș vrea să îl abordăm. Te-aș ruga să ne vorbești câteva momente despre principalele direcții de cercetare cultivate de domnul profesor Nicolae Bocșan și câteva titluri care s-au axat, titluri de volume care s-au axat pe aceste teme de cercetare. Dar, în primul rând, a fost pasionat de istoria iluminismului în Banat. Și are o carte, e teza domniei sale de doctorat, apărută în 1986 la Timișoara, care stă în picioare până în ziua de astăzi. Deci a avut o apetență pentru primii cărturari români din Banat, cei care s-au format în jurul preparandiei de la Arad, a școlilor teologice de la Caransebeș, Arad, Timișoara, Vârșeț. Și a venit înspre 1848, a publicat studii și un volum foarte, foarte, foarte bun referitor la memorialistica Revoluției de la 1848, împreună cu un foarte bun prieten al dânsului, la care știu că a ținut foarte mult și cred că a fost și primul doctorand al dânsului, și anume regretatul istoric Reșițean Valeriu Leu. Deci, pașoptismul, un curent care transcende practic Revoluția, moment 1848-1849, se prelungește, de aceea am zis că un istoric al modernității. Apoi a fost preocupat de istoria bisericilor ortodoxe și greco-catolică din Transilvania, de memorialistică a Primului Război Mondial, de editarea critică într-un corpus unitar a memorialisticii bănățenilor despre Primul Război Mondial și a corespondenței mitropolitului Andrei Șaguna. Cred că acestea ar fi principalele elemente coordonate ale profesorului, care, desigur, așa cum ai anticipat și tu, se reflectă în cărțile pe care le-a publicat, în studiile și în cărțile pe care le-a publicat. La un moment dat am făcut o socoteală, are undeva la 58 de cărți, autor cu autor, editor, coordonator. Deci o muncă titanică în cursul celor 40 de ani de activitate, având în vedere că
În paralel cu activitatea de cercetare, a fost cea administrativă la Universitate, la Facultatea de Istorie și la Universitatea Babeș-Bolyai din 1990. A intrat în administrație ca decan și apoi prorector, rector și din nou prorector și a fost secretar științific al Centrului de Studii Transilvane, o instituție venerabilă a istoricilor români din Cluj, fondată tot în perioada interbelică, refondată în 1990 la Cluj-Napoca, astăzi funcționează în cadrul Academiei Române. Și tu ai rulat la un moment dat, la începutul emisiunii, câteva co dintre coperțile cărților publicate de profesor, cele, desigur, dedicate iluminiștilor bănățeni, îl văd pe Damaschin Bojincă, dar și despre Țichindeal a Acesta scris cred că este chiar despre primul Moise volum Nicoară, publicat. venim la 1848, Mitropolitul Andrei Șacuna, Franța și Banat, o carte importantă, are acea carte în colaborare despre cronologia Europei centrale și orientale, corespondența Mitropolitului Șacuna, pe care a gândit-o în mai multe volume și a reușit să publice 5 în 6 tomuri. Vorbim de corespondența cu ierarhia românească, ierarhia sârbească și apoi cu protopopiatele din subordine. Aici vedem corespondența, volumul 3 este dedicat a două protopopiate, practic, o lucrare importantă care s-a și tradus în limba germană, o vedem acum, Biserica Unită Română la Conciliul Vatican I, este în colaborare, semnată în colaborare cu profesorul clujan Ion Cârja, care a fost doctorandul domniei sale și a publicat o variantă în limba română în anul 2001, Biserica Greco-Catolică s-a unită cu Roma la Conciliul I Vatican, undeva la 600 și ceva de pagini, iar apoi un extras, o sinteză apărută în limba germană, în traducere germană, într-o serie coordonată de profesorul de la Graz, Harald Heppner, într-o serie dedicată istoriei Europei centrale și mai ales de sud-sud-est, prin care, iată, a făcut accesibilă unui câmp mult mai mare de cititori istoria românilor, istoriografia română. Ceea ce este iarăși un merit important, este un aspect care trebuie subliniat, că de multe ori noi credem că istoricii români scriu doar pentru spațiul românesc. Ori toți marii istorici români au publicat și în alte limbi de circulație: franceză, germană, engleză, italiană. A fost și cazul profesorului Bocșan, l-a legat multe prietenii și asta ar trebui subliniat. Cu profesorii din Italia, mi-aduc aminte că cât de frumos se comporta profesorul Cezare Alzati, l-am prins în câteva conferințe împreună și cât de frumos mi-a vorbit despre profesorul Bocșan, că la un moment dat la o conferință m-au rugat organizatorii să îl însoțesc pe profesorul Alzati de la Milano, la Muzeul Mitropoliei Clujului, în subsolul Catedralei Mitropolitane din Cluj. Profesorul Alzati este un specialist pe istoria bisericii greco-catolice și a bisericii romano-catolice, interesat de artă creștină, etc. Și a fost entuziasmat. Iar pe drum, desigur, am avut discuții diferite pentru că profesorul venise în România înainte de 90. Eu eram curios să aflu de la el care erau percepțiile asupra societății românești, a regimului politic de atunci, a profesorilor de la Cluj. Și încă ceva ce, uite, îmi vine acum în minte că m-ai provocat referitor la cărți. Domnul profesor a avut aș putea să spun, un cult pentru dascălii săi. Eu niciodată nu l-am auzit vorbind de rău pe vreun dascăl al său. Era recunoscător, se adresa cu mult respect. Mi-aduc aminte că întotdeauna, de pildă, când îl evoca pe profesorul Pompiliu Teodor, întotdeauna spunea profesorul Pompiliu Teodor, domnul profesor Pompiliu Teodor, cu toate că nu era o diferență foarte mare între dânsii. La fel, față de profesorii lui,
cu care ajunsese să fie coleg. Mă gândesc aici la domnul academician Nicolae Droiu, trecut și dânsul la cele veșnice în urmă cu 2 ani. La fel, tot timpul vorbea domnul profesor, domnul academician. Deci un respect față de înaintași și față de dascălii. De dascălii, cum de conduită, cum să te raportezi la ei. Și cu multă îngăduință față de anumite compromisuri pe care unii au fost obligați să le facă înainte de 90 cu regimul politic, pentru că altfel n-ar fi putut să rămână la catedră sau n-ar fi putut să desfășoare o activitate de cercetare și publicistică implicit, pentru că noi uităm uneori astăzi că înainte de 90 funcționa o cenzură foarte acidă. Ei, acestea cred că ar fi liniile importante și până la urmă, nu întâmplător, Institutul de Istorie Ecleziastică, nu fondat de domnul profesor, în perioada când domnul profesor era rector la Universitatea Babeș-Bolyai, este cel, să zicem, reprezentativ. Eu am făcut la un moment dat o statistică în cartea pe care ai fost amabil să o prezint și tu, coperta, lecturi din istoriografia bisericească și am numărat și am enumerat în tablou comemorativ pe care l-am creionat și titlurile de doctorat devenite cărți publicate. Și sunt circa 20, ceea ce nu-i puțin pe istoria bisericii. De la istorie axată pe instituția bisericească, pe anumite episcopii, trecem Sibiu, Blaj, Arad, Caransebeș, Oradea, la anumite protopopiate și la oameni ierarhi importanți. În primul rând, episcopii și mitropoliții celor două biserici. Aproape toți ierarhii s-au bucurat de o teză de doctorat coordonată de profesorul Bocșan. De aici și relațiile amicale, cordiale, prietenești pe care le-a avut domnul profesor cu toți episcopii români din Transilvania și nu numai din Transilvania, și de dincolo de munți, pentru că dânsul a fost la un moment dat și membru în acea comisie de istorie bisericească comparată și în alte instituții. Că tot vorbeam de aceste legături pe care le-a creat domnul profesor cu diferitele medii culturale românești, îți propun să facem o mică pauză în care mi-aș dori să urmărim două mici materiale video. Două materiale realizate de doi dintre prietenii, ucenicii domnului profesor Nicolae Bocșan. Și aici mă refer la părintele lector universitar dr. Daniel Alic, care a beneficiat de sprijinul, de îndrumarea domnului Bocșan în redactarea tezei sale de doctorat, dedicată episcopului mai apoi, mitropolitului primat și patriarhului Mirul Cristia, și în al doilea rând despre părintele dr. Maxim Morariu, prietenul nostru comun, care la rândul său a beneficiat de anumite sugestii din partea domnului profesor în momentul în care și-a elaborat lucrările de licență și de masterat. Îți propun să urmărim aceste materiale video, iar mai apoi să continuăm discuția noastră. Este deopotrivă greu și ușor să vorbesc despre profesorul Nicolae Bocșan, un om complex, un bănățean de cinste, care și-a asumat frumos destinul pe care i l-a rânduit Providența. Este greu să vorbesc despre ilustrul istoric, pentru că a fost un cercetător cu o viziune remarcabilă asupra istoriei moderne a României, un profesor ce a îndrumat zeci de generații de studenți și care a reușit, prin studiile și îndrumările sale, să creeze o adevărată școală de istorie la Cluj. În același timp, îmi este ușor să vorbesc despre același profesor, pentru că a fost un suflet curat și bun, a fost apropiat de oameni și gata oricând să ajute pe cei ce au dorit să studieze și i-au cerut ajutorul și sfatul. Spun aceste lucruri pentru că în dese rânduri am avut bucuria de a-i sta alături și pot da mărturie despre toate calitățile deosebite pe care le-a înmulțit cu generozitate între semeni. Nu de puține ori l-am vizitat acasă la Bocșa,
unde se retrăgea vara, înconjurat de documente, mereu bucuros că descoperea lucruri noi pe care mai apoi le împărtășea apropiaților. Am remarcat că bucuria întâlnirii era întotdeauna sinceră, nedisimulată și prietenoasă, deși eram doar un umil ucenic. Plecam întotdeauna de la Bocșa cu cărți, cu multe sfaturi folositoare și cu voința întărită spre o cercetare responsabilă. Când vedeam pe marele profesor, pe rectorul sau prorectorul Universității Babeș-Bolyai, cum se înhăma la travaliul deșifrării documentelor din arhive, eram întărit și convins că scrierea istoriografică folositoare este cea bazată pe sursele primare, pe firele îngălbenite de vreme, pe presa timpului, pe memorii sau pe alte izvoare autentice. Tot prin mijlocirea profesorului Bocșan am cunoscut oameni minunați, cercetători destoinici de la Cluj sau din alte părți, care mi-au devenit prieteni și colaboratori. Și cred că aceasta era o mare calitate a profesorului, aceea de a aduna oamenii pentru a face știință, de a nivela asperitățile, de a media disputele istorice întotdeauna fără prejudecăți. Iar lucrul acesta a creat o coeziune extraordinară în jurul său. În mediul bisericesc am spune că a fost un făcător de pace. Și pentru că sunt un slujitor al bisericii, trebuie să amintesc un lucru ce m-a impresionat de la primele discuții avute cu domnul Bocșan. Am observat că, deși era un istoric laic, cunoștea realitățile trecutului bisericesc în amănunțime. Nu doar spațiul bisericesc ardelean sau bănățean, ci și realități puțin cunoscute din alte teritorii românești, cum ar fi Moldova sau Dobrogea, pentru că și ele au fost frumos conturate de cercetarea doctoranzilor pe care profesorul i-a coordonat. În cercetarea istoriei Bisericii Ortodoxe din Banat pot să spun că mi-a fost mentor în adevăratul sens al cuvântului, pentru că a provocat multe din cercetările pe care le-am întreprins și de aceea mă consider un umil ucenic al său. Și am fost tare bucuros să aud că și profesorul Bocșan mă considera printre învățăceii pe care i-a format. Oricum, din discuțiile pe care le-am avut cu domnul profesor, mi s-a conturat pe deplin un plan de lucru ce are în vedere evidențierea istoriei bisericești a Banatului din perioada secolelor 19 și 20. Și pentru aceasta îi mulțumesc și îi port recunoștință veșnică, recunoștință pe care o arăt, în primul rând, la slujirea Sfintelor Daruri prin Mirida, ce îi poartă numele spre Împărăția lui Dumnezeu cea fericită și fără de sfârșit. Ca o concluzie, cred că ar trebui să spun că pentru Biserica Bănățeană, dar și pentru Biserica noastră în general, trecerea în lumea veșnică a profesorului Bocșan a însemnat și pierderea unui reper și sprijin în recuperarea trecutului vieții religioase. Fără geniul său analitic și sintetic, istoriografia bisericească este cu siguranță mai săracă. Atât de dificil să vorbești despre profesorul Nicolae Bocșan la trecut și în același timp este o plăcută și o importantă sarcină aceea de a arăta că nu l-am uitat și că a însemnat extrem de mult pentru noi. Așa cum am spus și într-o altă emisiune în care moderatorul era doamna Daniela Floroian, dacă există pe lângă Maria Scopțova încă un sfânt care dohănește, care a fumat în Împărăția lui Dumnezeu, acela trebuie să fie cu certitudine profesorul Nicolae Bocșan. N-am avut nici plăcerea, nici bucuria să fiu ucenic într-un mod în care au fost oameni precum Mircea Brudan sau Mihai Octavian Groza sau alții, însă l-am avut profesor și m-am bucurat de simpatia lui, la fel cum eu însumi l-am idolatrizat de-a dreptul în ultimii ani vieții dânsului. Și mă amintesc cu atât de multă plăcere felul cald și deosebit în care știa să te facă să te simți bine și interesul pe care în calitate de profesor îl avea pentru ceea ce lucrează studenții săi. Am avut
de cursul vremii ocazia să studiez în felurite universități în țară și în străinătate, n-am întâlnit niciodată un profesor care să lectureze cu atâta patimă și cu atâta plăcere scrierile doctoranților, ale studenților, să-i să fie atât de interesat de munca lor, să-și dorească atât de mult să-i pună în contact cu alți cercetători valoroși care să-i călăuzească și în același timp să vină să certifice valoarea investigațiilor pe care le-au făcut. Sigur că acum când s-au scurs atât de mulți ani, cuvintele acestea sunt într-un fel de prisos, pentru că profesorul Nicolae Bocșan nu-i mai folosesc gândurile noastre bune, cel mult ele vin ca o formă de restituire morală și pentru noi, nu atât de mult pentru noi. Și dacă regret ceva în momentele în care s-au scurs de la plecarea prematură, aș îndrăzni să zic, a dânsului dintre noi, în acest regret e faptul că nu i-am spus, poate că atunci când s-ar fi crezut, cât de mult a însemnat pentru mine, că nu i-am mulțumit pentru tot ceea ce a făcut pentru mine, că n-am fost atât de cuminte încât să-i spun că toate încurajările dânsului mi-au schimbat într-o formă sau alta viață și m-au făcut să mă simt mândru de ceea ce sunt. Și în același timp, repet, era un om care nu știu cât a fost de practicant și de credincios, dar cu siguranță că ar putea să stea în Împărăția lui Dumnezeu în categoria celor sfinți care au avut acest miciu al fumatului. Iată, stimați telespectatori și dragă Mircea, două mărturii ale unor prieteni, ucenici ai regretatului profesor și istoric Nicolae Bocșan. Două perspective diferite, am spune, asupra modului în care aceștia l-au perceput. Le mulțumim celor doi prieteni pentru materialele transmise. Îți propun să continuăm discuția noastră referitoare la domnul profesor Bocșan. Noi putem spune că am avut ocazia să îl cunoaștem îndeaproape. L-am frecventat la rectorat, la biroul domniei sale de pe Napoca 11, de la Institutul de Istorie. Am avut marea cinste să fim primiți în casa domniei sale alături de doamna Bocșan și de fica domniei sale. Ne-am putut bucura, să spunem, de faptul că i-am fost alături câteva clipe, chiar și în momentul în care domnia sa se afla pe patul de suferință. Tu, pentru că ești mai în vârstă decât mine cu câțiva ani, ai avut ocazia să-l cunoști mai de timpuriu. Din discuțiile pe care le-am avut, am prins așa mici frânturi, dar niciodată nu am aflat pe deplin contextul în care l-ai întâlnit pe domnul profesor Bocșan și contextul în care a început colaborarea voastră, pentru că știu că nu a fost un moment formal. Întâlnirea voastră s-a desfășurat într-un cadru informal, să-i spunem. Da, m-am bucurat să-i ascult și eu pe părinții Daniel și Maxim, pe care știu că părinte, uite, vezi, spun părintele Nicolae Bocșan. Spun așa pentru că a fost o conferință la când s-au împlinit 90 de ani de la înființarea Eparhiei Vadului, Feleacului și Clujului, iar la susținerea la comunicării sale, mitropolitul Andrei Andrecuz l-a numit pe profesor părintele profesor Nicolae Bocșan și n-a greșit. Pentru că el așa s-a raportat la toți discipolii săi, în mod părintesc. Un lucru extraordinar, să știi. Și asta mi-a spus la un moment dat și soția dânsului, doamna profesoară Dana Bocșan, că zice, să știi că el așa i-a considerat pe toți drept copiii săi. Și asta m-a impresionat. Asta am simțit-o, cred că toți, care l-am cunoscut, dacă suntem sinceri și onești, am simțit-o efectiv cum se raportea cu câtă gentilețe, afecțiune la noi. Ceea ce e un lucru deosebit și foarte rar întâlnit. Din păcate în ziua de astăzi. Sigur, părintele Maxim a pomenit chestiunea cu fumatul, dar dacă ar fi fost să zicem că profesorul a avut un viciu, a fost fumatul și așa l-am și cunoscut. Era la un curs, mi-aduc aminte, la Facultatea de Chimie, din Parcul Mare sau Central din Cluj-Napoca, unde pe vremea aceea se țineau cursuri, marile cursuri, deoarece era un anfiteatru mare și încăpea acolo multă lume. La cursurile profesorului nu veneau foarte mulți, erau seara, mi-aduc aminte, în anul 2, semestru 2, și în pauzele cursului,
profesorul fuma și discuta liber, deschis, cu cei care doreau să aibă o discuție cu dânsul. Și la un moment dat pe hol, mi-aduc și acum aminte că stătea rezemat pe o, la scări, pe balustradă și zice, nu, tu ce vrei să faci mai departe? Păi că nu m-am gândit, nu mă gândisem eu atunci în mod exact, dar știu un lucru și aici trebuie să-i deconspir pe profesorii noștri Ion Cârja și Ana Victoria Sima, cu ei se făceau seminariile cursului profesorului Bocșan, între altele și alte seminarii. Ei, și ei erau pe vremea aceea lectori și se numerau între cercul de apropiație ai profesorului și îi recomandau pe anumiți studenți pe care îi văzuseră că au preocupări în zona istoriei moderne și ar vrea să continue cercetările la o licență, la un masterat, la un doctorat. Așa, acesta a fost contactul. Trebuie să mărturisesc că nu m-a impresionat foarte tare. Era rector, era obosit atunci, mi-aduc aminte chestiunile acestea. M-a întrebat de licență, dacă vreau să fac ceva și dacă nu m-am gândit, uite, cu Șaguna, ar fi un subiect cu relațiile lui cu Sași. Și atunci nu prea am rezonat eu. Nu știu. Așa a fost contextul. Dar după aceea am ajuns să mă apropiu foarte tare de dânsul. Că am văzut că efectiv era un om cu care puteai comunica. Că ai impresia, uneori am impresia că vorbim cu cineva, dar nu ne ascultă. Cred că ai și tu și cei ce ne urmăresc au avut acest sentiment. Dar nu, efectiv, cum a spus și părintele Maxim Morariu, asta m-a impresionat, că i-am dus odată o lucrare de seminar, care între timp o transformasem într-o comunicare la o conferință și trebuia să devină un studiu publicat într-un volum. Și l-am listat și l-am dus să-l citească și l-a citit cu pixul în mână, că erau niște corecturi și sugestii pe margine. Și asta m-a impresionat foarte mult. Adică n-a fost o chestie formală din partea domniei sale și apoi s-a închegat această relație care a mers, cum să zic, firesc. Și eu n-am niciun merit, că și asta trebuie să spunem. Nu cred că noi avem un merit mare în acest sens, ci meritul este al dânsului, că ne-a acordat credit, nu, Mihai? Cred că corect, corect. Asta este. Mie, ție și foarte multor altora dintre colegii noștri de diferite generații. Că ne gândim că din anii 70 a activat în universitate, vă dați seama că e o durată lungă de timp. Corect. Și apoi această relație s-a închegat, s-a dezvoltat telefonic, mai vorbeam cu dânsul, mai aduc aminte când am fost plecat la Viena în 2012, că găsisem eu ceva în arhive și am rugat-o pe colega noastră, Oana Habor, să-i transmită, să-i spună, să-l întrebe dacă merită să se xeroxeze respectivul document, oare că eu nu știam, e publicat, nu e publicat. Și Oana a doua zi s-a și dus la profesor, l-a întrebat, am primit răspunsul. Deci era deschis și văzându-l pe părintele Daniel Alic, trebuie să spun și lucrul acesta, părintele, în calitatea domniei sale de consilier cultural vreme îndelungată la Episcopia Caransebeșului, a beneficiat de sprijinul profesorului în sensul că am an la rând, cred că vreo 6 ani am fost eu acolo, înainte de a începe pandemia, profesorul a mers cu diferiți doctoranzi ai domniei sale la conferințele pe care Episcopia Caransebeșului le organiza în a doua săptămână după Paști. Avea eu o săptămână mai amplă atunci. Și întotdeauna mergeam 3-4 și noi am fost acolo împreună o dată sau de două ori. Părintele Maxim, au fost Oana Habor, au fost soții Năoan, au fost și alți colegi. Deci profesor cumva te ajuta, te călăuzea spre manifestări științifice. Înainte de aceasta știu că a avut, noi nu eram înainte de generația noastră, prin anii 90-2000 au fost asemenea seminarii foarte frumoase la Lugoj, organizate cu o doctorandă a dânsului, doamna Luminița Valner Bărbulescu, care la muzeul din Lugoj organiza conferințe transformate ulterior în volume. Identitate și alteritate. Cred că sunt vreo 5 sau 6 volume sub acest titlu. Mare parte din ele
constituite din studii, contribuții ale doctoranzilor profesorului Bocșan de la Cluj sau al doctoranzilor colegilor domniei sale de la Cluj și din alte centre universitare. Deci colaborarea aceasta pe care a cultivat-o cu Timișoara în special, pentru că și acolo era, universitatea are un centru de cercetare exact pe zona aceasta spațiului bănățean și atunci cumva convergeau interesele de cercetare. Dar ideea este, aici vreau să ajung, asta vreau să subliniez, faptul că dânsul a format aceste echipe de cercetare și a ținut foarte mult la ele, te informa și mai mult decât atât te lua cu el. Și o chestiune pe care aș vrea să o spun, iarăși arată calitatea umană a lui. Mi-aduc aminte că la una dintre conferințele acestea de la Carna Sebeș, când a și primit distincția Crucea Elie Miron Cristea din partea preasfințitului Lucian Mic, a fost foarte mândru, a fost foarte bucuros că era, el se considera fiul duhovnicesc spiritual al episcopiei, fiind din Bocșa. Și întotdeauna vorbea frumos de bănățeni, oricine ar fi fost, erau prietenii lui. Și ce m-a impresionat? Eram de la Cluj, cred că vreo... Eram patru colegi care am mers împreună cu el. Și la una dintre mese, nu mai știu dacă era la masa de amia sau seara, preasfințitul Lucian și alți consilieri de ai preasfinției sale l-au invitat pe profesor să vină să stea la masa preasfințitului. Și el, nu, că eu stau cu... S-a pus la masă cu noi, eu stau cu colegii de la Cluj. Și asta m-a impresionat foarte mult. Adică noi puteam să spunem cine eram noi. Eram niște doctoranți la început de drum, poate nu prea știa nimeni de noi. Și dânsul și ne-a asumat de plin. Deci nu era o chestie să defilezi cu echipa ta, ci pur și simplu se raporta părintește. Frumos. Și episoadele de acest gen, trebuie spus, nu au fost singulare. Mi-aduc aminte și acum cu multă plăcere de o discuție purtată tot cu părintele Alic. Povesteam despre aceste conferințe la care am participat alături de profesorul nostru și la care noi, cei mai tineri, inevitabil eram atacați de cercetătorii mai experimentați. Și de fiecare dată profesorul sărea în apărarea noastră. Și părintele Alic a folosit o expresie foarte plastică, spunea că întotdeauna profesorul Bocșan era ca un vultur care își apără pui în momentul în care simțea că aceștia sunt în primejdie. Așa l-am reținut și eu, și tu, și alți colegi. Un om apropiat de studenții, ucenicii domniei sale, de colegii în domniei sale, un om care niciodată nu și-ar fi vorbit de rău colegii, prietenii sau apropiații, un om înzestrat cu o memorie formidabilă și nu întâmplător. Am și astăzi colegi la catedră care au urmat cursurile Facultății de Istorie din Cluj și își amintesc și vorbesc despre profesorul Bocșan ca fiind o enciclopedie ambulantă. Cei mai în vârstă spuneau că pe vremea când domnia sa era asistent la Facultatea de Istorie, când un profesor lipsea sau un seminarist lipsea, domnia sa era trimis să suplinească, indiferent că era de la catedra de antică, de la catedra de medievală, modernă sau contemporană. Putea oricând suplini cu brio un coleg la seminar sau la curs. Din acest punct de vedere, majoritatea spun despre profesorul Bocșan că a fost o enciclopedie ambulantă. Dragă Mircea, din păcate, emisiunea noastră a ajuns aproape de final. Mi-aș dori ca dialogul nostru să constituie o mică rememorare a celui care a fost profesorul și istoricul Nicolae Bocșan, iată, la 5 ani de când domnia sa a trecut în lumea celor drepți. Aș vrea să-ți mulțumesc pentru că ai fost încă o dată alături de noi, de telespectatorii noștri, de mine și de televiziunea Alba Carolina TV. Cred că domnul profesor rămâne prezent în gândurile noastre, în rugăciunile noastre, dar mai ales
în contribuțiile noastre istoriografice, în volumele, studiile și articolele pe care le-am publicat și le vom publica de acum încolo. Cred, adică îmi place să cred că de undeva, de acolo, din ceruri, ne veghează și se bucură de faptul că nu l-am uitat și că, iată, atunci când avem prilejul, ne aducem aminte de domnia sa. Îți mulțumesc încă o dată că ai fost alături de mine și sper că ne vom revedea și cu alte ocazii. Mulțumesc și eu, dragă Mihai, pentru această invitație. Mulțumesc celor ce ne-au urmărit. Profesorul Bocșan rămâne o pildă, un model de dascăl, de magistru, de istoric, de om de omenie. Mi-aduc aminte de la mormântare, asta mi-a și spus unul dintre parohul lui, că practic așa spunea domnul profesor, mi-aduc aminte că de câte ori zice, m-a venit onoratul cu crucea pe la mine. El folosea terminologia din Banat, că prima dată nu-mi dădea seama ce tot se raportează așa la preoți cu prea onoratul. Că aici la noi, în Transilvania, nu se folosește acest apelativ, dar la el acolo în Banat, așa se adreseau oamenii preoților. Și părintele Braica, că despre el e vorba din Cluj, mi-a și zis atunci, să știi, Mircea, că un lucru extraordinar pe care profesorul l-a întruchipat, a fost acest bun simț al țăranului român, al omului simplu care nu și-a uitat originile și care a primit o educație sănătoasă. Deci îți mulțumesc că, uite, ai creat momentul acesta frumos de a ne aminti de profesor împreună, de a evoca personalitatea, opera, moștenirea pe care o lasă nouă și istoriografie și culturii române în general și că, iată, nu l-am uitat. El este prezent prin noi, prin opera sa, prin discipolii pe care i-a lăsat în urmă și prin până la urmă, prin numele pe care îl reprezintă, că și numele său, mi-aduc aminte că, iarăși un lucru extraordinar, mi-a spus la un moment dat, zice, poți să te folosești de numele meu oricând și oriunde. Și am avut succes în sensul că îl cunoșteau arhiviștii, muzeografii, nicăieri n-am avut probleme că uneori instituțiile acestea, acum, ceea ce ne urmăresc, nu știu, dar dăm acum din bucătărie. Anumite instituții arhivistice, muzeografice, sunt mai greu de pătruns așa, adică, într-un fel de înțeles, că iau cufere cu documente, le creează în jurul lor o taină, o secretomanie, dar când foloseai numele profesorului, lumea era dispusă să te ajute. Eu nicăieri n-am întâmpinat dificultăți, din potrivă, toți m-au ajutat și unii se mirau. Vai, dar a intrat așa de ușor în Arhiva Mitropoliei de la Sibiu. Zic, dar n-am nicio problemă. Când a spus că cu cine lucrez, s-au deschis ușile. Deci, practic, vezi un nume bun. Asta rămâne după dânsul și este extraordinar și ar fi de dorit să ne ajute Dumnezeu la toți să rămână după noi un nume bun. Cu siguranță, domnul profesor va rămâne pentru eternitate în amintirea și în sufletele noastre, pentru că dacă noi am realizat până în momentul de față ceva în această viață, acel ceva îi se datorează domnului profesor Nicolae Bocșan. Dumnezeu să-l ierte și să-l odihnească în pace. Dragi telespectatori, vă mulțumesc că și de această dată ați fost alături de noi și de postul Alba Carolina TV. Până data viitoare, vă invit să nu uitați faptul că un popor fără cultură este un popor ușor de manipulat. Toate cele bune!